În timp ce unele voci declară despre o destrămare a Uniunii Europene, blocul comunitar a mai invitat la negocieri cu privire la aderare încă două țări, Albania și Macedonia de Nord. Anunțul a fost făcut chiar de către înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, care a precizat într-un comunicat faptul că aceste două țări au arătat o determinare publică pentru a avansa în drumul spre Uniunea Europeană și că au atins rezultate concrete. Însă, această decizie, care trebuie să fie susținută unanim de guvernele UE, nu este văzută cu ochi buni de unele țări, precum Franța și Olanda. Pe de altă parte, o altă forță a blocului, Germania, a informat că dorește ca Uniunea Europeană să deschidă negocierile cu cele două națiuni. În prezent, alte două state din vestul Balcanilor, Serbia și Muntenegru, se află deja în discuții cu UE privind aderarea.